ieșirea asta din București, Doamne, cât durează uneori să ajung de unde trebuie să plec eu până aici, că durează uneori o oră jumate, acum a durat vreo 25 de minute, ceea ce chiar e decent. Având în vedere că am fost ieri pe aici, pe zona asta, și am făcut o grămadă în comparație cu cât am făcut acum, acum e 7 fără 10 dimineața. Da, având în vedere că ieri am făcut o grămadă, vreau să pun în balanță și să vă pun puțin în temă cu o chestie. Am primit niște întrebări, pentru că și eu mi-am căutat-o la rândul meu, adică am pus un story și pe comunitate am pus o poză. Pe comunitate, pe YouTube, unde postez foarte des, vă recomand să verificați și acel tab. Și am fost aici pe stânga, unde este un dealer, Meridian Vest, cred că se numește. Și am fost la un test drive programat de un prieten, mă rog, el nu are permis și a zis, bă, hai să-ți aranjez un test drive, că știu că vreau să-ți cumperi sau că te-ar încânta să-ți iei un Megane 4. Și zic eu, ok, hai să mergem. Și mă rog, am programat pentru o oră anume, am mers aici. Bineînțeles că am întârziat puțin pentru că trafic din București ore de vârf. Și ajungând aici, mi s-a dat în teste un Megane 4, 1.6 diesel, 130 de cai GT Line, adică este kitul GT cu scaunele sport, cu diferite ornamente de pe modelul GT autentic, cel 1.6 de 205 cai. Și am făcut un test. Ideea este că voiam să testez testul respectiv. Reprezentantul respectiv de la Renault mi-a zis că n-ar fi o problemă, doar că ar vrea să fie el în dreapta, adică probabil a înțeles că aș fi vrut să merg doar eu cu mașina și bineînțeles că nu am voie chestia asta pentru că mașina e luată doar pentru un test drive și atât. Dar având în vedere că am mers pe Iuliu Maniu și am prins o aglomerație, că era 4:30 după masă și era cam, nu neapărat o oră de vârf, dar era destul de aglomerat. Am, nu știu să zic, a fost un test drive de vreo 20 de minute pentru că am prins aglomerația și ne-am întors pe la Păcii Precizii, ceva de genul. Și pe acolo a fost mai liber și am putut să merg puțin mai tare cu mașina. Ei bine, o să vă spun așa cam care au fost primele impresii despre mașină. Dacă mi-a plăcut sau nu. La ce preț se ajunge la mașina respectivă. Nu sunt sponsorizat, nu. Oricum, cred că ar avea nevoie Renault de reclama mea, ca să zic așa. Și hai să vă zic puțin cam cum s-a desfășurat tot. Mă rog, am urcat în mașină, era versiunea hatchback de 130 de cai, după cum am zis și mai devreme. Mă rog, am pornit, am stat puțin, am mers liniștit pentru că era aglomerația, adică întâia, a doua și atât. După ce am făcut undeva la dreapta, am putut să merg și mai tare, adică până în linia roșie. Și ce m-a surprins foarte mult a fost faptul că nu a avut nimic de spus reprezentantul respectiv vis-a-vis de chestia asta. Adică am mers și mai agresiv cu mașina și nu mi s-a spus nimic. Mașina avea undeva la 6.000 de km, am înțeles că era mașina unui director de la reprezentanta respectivă. Bun, puncte forte ale mașinii. Mie interiorul, sincer, la Megane 4 îmi place. O să vă pun oricum niște poze. Mi se pare tineresc. Punct forte mi se pare faptul că ai ceasurile digitale, oarecum digitale. Poți să customizezi de aici luminile ambientale, poți să pui pe sport. Din câte am înțeles, pe sport și răspunsul mașinii la accelerație și la asta este mai bun. Se modifică puțin și suspensia. Pe eco stai undeva la 10% din putere, pentru că și consumul scade undeva la 10%. Consum declarat și ce am văzut că avea mașina pe computer de bord era de 8.1 strict oraș cu viteză medie de 17 la oră. Ceea ce mi se pare decent, adică chiar nu mi se pare un consum mare pentru strict București. Mașina mi s-a părut fâșneață, adică plecând de la 2000 de ture și călcând blană mașina până în 4500, chiar se ținea bine pe drum. Nu mi s-a părut instabilă, mi s-a părut destul de puternică motorizarea pentru caroseria respectivă de vreo tonă 280 și o tonă 300. Deci chiar mi s-a părut o mașină echilibrată, drăguță la interior, nu ai spațiu cam Passat. Nu stai rău în scaune, la confort nu era chiar rău, dar te țineau destul de strânse scaunele alea pentru că erau scaune Recaro. Ce să zic, ținuta de drum mi-a plăcut, nu este rigidă, e o mașină destul de completă. Din câte am înțeles, mașina respectivă ar costa undeva la 22.000 de euro, era aproape full, nu avea sistemul Bose, audio și... Da, să mă gândesc, nu mai știu exact ce nu mai avea, mai era o chestie care lipsea. For control, nu cred că avea...
terapă, mă rog, era panoramic. Și din câte mi s-a zis la respectiva reprezentanță, în cazul în care n-aș fi vrut să cumpăr o mașină nouă, era o mașină care fusese fabricată în 2018, cum ar veni, doar că nu se vânduse și era fix aceeași configurație. Și am înțeles că ar fi fost vorba de o reducere la vreo 4.000 de euro, adică mașina aia putea fi cumpărată cu 18.000 de euro la 0 km, doar că era fabricată anul trecut și efectiv nu s-a vândut. De adevăr, o mașină nouă la 18.000 de euro, de dotată destul de ok și așa, mi s-ar părea un deal destul de bun, adică o afacere destul de bună. Însă eu nu sunt adeptul mașinilor noi. Sincer, să fiu per total, mi-a plăcut mașina. Reprize bune de accelerație, decent pentru caroseria respectivă, deci chiar mi se pare că e ok. La aerodinamică mașina stă binișor, nu e laudabil, dar se descurcă bine. Ce mi s-a mai părut? Nu e foarte bine insonorizată, dar sincer să fiu, față de modelele anterioare de Renault, mi se pare un plus extrem de mult. Linii foarte frumoase, farurile cu full LED pe spate, la fel îmi place extrem de mult cum arată mașina. Eu oricum, dacă ar fi să merg pe o mașină de genul, aș merge clar pe 1.6-130 de cai. Și acum, din câte am înțeles, se fabrică 1.6-165 de cai, ceea ce sunt sigur că ar fi un plus, mai mult ca sigur. Pentru că eu sunt adeptul să fac și un soft mașinii pe care o să o cumpăr, în cazul în care, să zicem, că are 120 de cai și motor puțin mai mic, dar are 6 trepte, și să-l duc cu un soft la 150 de cai. Dar până acolo o cale lungă. Da. Cam așa se prezintă autostrada la 6 dimineața. Ideea e că nu mă grăbesc acum, pentru că am mers doar în clipul în care am scăpat mașina puțin mai tare. Și nu merg tare pentru că e abia 7 și eu pe la 8 trebuie să fiu la facultate. Și sunt sigur că autostrada o fac într-o oră lejer. Așa că cred că o să pun frumos pe pilot automat. Să vă mai povestesc cu testul respectiv. Eu am mai făcut un test la Dacia, la Pitești, la... nu mai știu exact. Adică știu cum se numește, dar aia să nu zic, pentru că aș da o recenzie proastă oricând. Mă rog, era vorba despre un Logan 09 TC. Eu am vrut să merg cu diesel, bineînțeles că mi s-a zis că o să conduc diesel, ajung acolo, mi se dă 09 TC. Pentru toți cei care o să zică că l-au Dacia și alte cele, sincer de fiu, reprezentanța aia m-a dezamăgit complet, adică, da, mă rog. Banda asta e praf, adică nu mă bucură deloc să merg pe ea. Mă rog, mi s-a oferit în test un 09 TC. Bineînțeles că a pornit vreo 4-5 chei, că mașina avea 50 de km, cred că era omorită pe acolo prin curte de angajați. Când a pornit mașina pe benzină, a dat mare nori de fum, cred că mai avea, mergea pe miros de benzină, ceva de genul. Nu vreau să fiu cricotaj, dar chiar așa s-a întâmplat. Și tot test drive a fost undeva la 2 km și am mers pe o zonă destul de liberă, adică cred că în 3 minute s-a ajuns și test drive-ul. Nu prea pot să-ți dai seama de foarte multe chestii cu test drive-ul respectiv, părerea mea. Bine, aici la Renault a ținut mai mult că a fost și aglomerația aferentă, dar am mers și distanța mai mare, adică foarte, foarte ospitalier, să zic, personalul respectiv, reprezentanța, adică n-am nimic de comentat. Îmi pare rău că n-am filmat, dar avans foarte mult, am stat în aglomerație și n-am ce să vă tai foarte mult, decât când am mers puțin mai agresiv cu ea. Dar până atunci nu condusesem niciun Megane 4, doar ce văzuse review-uri pe YouTube și pur și simplu îmi plăcea mie cum arată mașina respectivă din afară, dinăuntru, din toate cele. Și da, se pare o mașină bună, relativ nouă, adică s-a lansat în 2016, potentă la capitolul motorizării, adică ai 1.2 TC 130 de cai, 1.6 130 de cai, 1.5 mi se pare 110, mai și de 90 de cai, tot așa diesel, depinde ce pretenții ai de la mașina respectivă, mai ales că dacă ai pe ăla de 90 de cai, să vă dau un mic spoiler, ceva de genul aș vrea și eu, dar berlină. Mai ales dacă prinzi ăla de 90 de cai în 6 trepte, mașina o să treacă cu casă destul de mult, părerea mea. Deci da, răspunzând la întrebarea asta, nu mi-a cumpărat Megane GT, am fost la un test drive. Mașina, sincer să fiu, e o afacere bună să o iei nouă, dacă vrei mașina nouă. În schimb, eu nu aș lua-o, nu aș lua OSH, pentru că am văzut că Megane-ul nu prea le-i cu foarte mulți kilometri. La fel, caut și o să fac, cred că, un test drive și cu un talisman, pentru că sunt curios cam cum se mișcă. Cu siguranță este peste Megane-ul GT Line, pentru că nu mai este un hatch, este un sedan sau o limuzină.
deci oricum este altă clasă, nu prea le poți compara, sunt sigur că și confortul și dotările de standard pe un talisman sunt mult, mult mai mari și pleacă mult de mult mai sus, pleacă și prețul de achiziție. Dar după părerea mea, Renault în ultima perioadă, în ultimii ani s-a ridicat extrem de mult. Din câte știu eu, la ora actuală, pe vânzări, pe mașini, Renault este numărul 1 sau a fost o bună perioadă de timp. Din câte știu eu, cel mai vândut SUV a fost Duster-ul, așa că românii cred că putea să se abțină, pentru că da. Eu, sincer să fiu, este posibil să rămân tot în grupul VAG, să-mi iau ceva mai nou, dar tot din grupul VAG. Pur și simplu, ideea este că găsești piese cam peste tot pentru mașini energetice. Dacă mie îmi place ce o mașină, îmi plac liniile și mă simt bine în interiorul ei, puțin contează, poate să fie japoneză, adică și puțin mă interesează dacă cineva o să zică, pentru că până la urmă sunt banii mei în joc, exact cum e vorba și cu vânzări și alte cele. Dar mașina asta mi-e foarte greu să mă despart de ea. Știu câți bani trebuie să mai pun peste prețul mașinii astea și banii pe care, adică eu acum să zic, am bani să cumpăr o altă mașină pe care o vreau eu, dar nu știu dacă aș mai avea bani și să o înscriu și să o pun la punct, să iau cauciucuri de vară noi, pentru că nu știu în ce stare aș găsi eu și să o pun la punct. Și de asta trebuie să vând mașina asta, pentru că sincer să fiu, aș fi ținut-o pe asta, aș fi ținut-o și pe asta și aș fi ținut-o până când aș fi vândut-o pe banii pe care aș fi vrut eu. Dar nu prea aș vrea să mă complic momentan și o să mai aștept oferte pe mașina asta. Bineînțeles, cine mă cunoaște știe că eu am îngrijit mașinile, știe că nu mi-am bătut joc de ele și că vând mașini de bune, nu le vând că le-am trântit sau alte cele. În fond, dacă mașina asta era lovită sau era, habar n-am, avea o daună de treia să schimb tot motorul, lipseam de pe YouTube mult timp și nu mai postam nimic. Și voi știți că am fost destul de constant. La un moment dat a fost o perioadă de inactivitate, când am avut servo de metin și n-am avut timp efectiv să postez, că n-am avut când. Da, după părerea mea, bravo Renault. Mi-a plăcut personalul, mi-a plăcut mașina, mi-a plăcut, nu știu, mi-a plăcut cam tot la test drive-ul ăla. Într-adevăr, destul de scurt, dar până la urmă nu-ți pot oferi o mașină o zi întreagă. Și pentru cei care se uite până la final, o să fie o premieră pe canal cât de curând și nu mă refer la faptul că o să pun un clip în premieră, o să fie un clip special ce n-a mai făcut nimeni în România, cu o mașină pe care n-a mai condus-o nimeni în România și a făcut video, o mașină pe care trebuie să o închiriezi cu bani destul de mulți să poți să o conduci, nu mai zici de filmat. Am dat un mail, mă rog, mai complicat și este posibil cam pe în jurul datei de 20 luna asta să vină un clip destul de interesant, poate chiar mai multe. Pot să vă zic de cât atât, 0-100 în 3 secunde și mai departe vedem la momentul oportun. Da, cam asta ar fi, nu știu dacă ați condus un Megane 4, un Megane GT, au niște funcții foarte mișto mașinile, sincer. Adică chiar au pus chestii foarte mișto pe mașină și din partea mea, per total, sincer, i-aș da un 8-9 notă mașinii. Pe la interior se mai putea lucra, dar înțelegem că este o mașină care vrea să fie, nu știu, de la low cost spre medium, să zic. Și de fapt cam medium, că am crescut și Renault nu e chiar ca Dacia. Dar da, e o mașină frumoasă și o mașină care, după părerea mea, își merită banii și e ceva must have dacă vrei mașină nouă și nu vrei grupul VAG, pentru că și la Renault se găsesc piese. O problemă pe care știu că o au mașinile Renault e faptul că sunt puse așa piesele, adică sunt puse foarte aiurea. Și multă lume, din ce am întrebat și mecanicii sau mecanicul la care repare mașinile, multă lume se plânge la Renault că ar fi scump pe piesele, nu știu. Și au puțin pe modele noi care avea foarte multă electrică. Să fim serioși că odată cu, nu știu, odată cu mașina cât mai nouă, apar și mai multe probleme din și mai multe părți, pentru că sunt mai mulți senzori, sunt mai multe informații despre mașina aia oferite, nu știu, abaram pe navigație, pe toate cele. Și automat orice chestie, orice tehnologie nouă poate aduce și probleme la pachet. Vreau să încerc scuze dacă am făcut diferite greșeli sau ceva, sunt nedormit, adică am dormit 2 ore și chiar nu aveam chef să fac drumul ăsta dimineața, dar asta e. Cam ăsta ar fi clipul. Aveți povești cu Renault Megane 1, 2, Megane 3, care acum chiar se cumpără foarte bine în România? Lăsați-le în comentarii și hai să vorbim acolo despre poveștile voastre.
cam asta ar fi clipul. Nu uitați că mă găsiți și pe Instagram. Da. Deci aveți în descriere Instagram-ul, Facebook-ul, iar noi ne vedem în următoarea episoade. Salut!